exact a rămas, bravo! Neam Mărin, mândru, ca o floare, termină, vine frumos în față cu tractorul, cu baloții în spate. Neam Mărin deschide ușa la tractor larg, iese în ușă cu pălăria lui de paie și începe. Stimați tovarăși! Ale! Eu, împreună cu inginerii, cu clasa muncitoare. Îl vedeai pe Ceaușescu, vă dau cuvântul meu donat. Am făcut un lucru extraordinar de bun. Bravo! Și bravo! Vă dau și 10 lei. Nu mai cobora, n-am mai vrut. Dar am dat drumul, am făcut la semn. Dai! Ia, ia, ia! A vrut să mă calce cu tractorul, deci nu glumă. A vrut să mă calce cu tractorul. A venit cu tractorul, a dat a întâia, a doua, spre mine să mă calce cu tractorul. Oprește! 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 Dă-i pe aici, dă-i pe aici! Dă-i pe aici! Dă-i pe aici, care-i geamul deschis, băi! Doamne, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Direct pe ăla i-am băgat furtunul. L-ai omorât! Neam Mărin este singura persoană care a făcut bani în tractor. Deci este singur, nu există mai tare. Deci imagine mai tare ca ea nu există. Da. Neam Mărin care face baie în tractor, în chiar tractor, e singur. În cabina tractorului, e singurul pe planetă. N-a făcut nimeni baie cu furtunul în tractor. Mi-a băgat apă pe pălărie, pe haine, m-a udat. M-a făcut fleașcă. Și m-am răcorit eu atât de tare cât nu s-a răcorit Neam Mărin udat niciodată în viața lui. Putem să sunăm la cartea recordurilor. Să ce? Să-l băgăm în cartea recordurilor. Primul om care a făcut baie în tractor. În cabina tractorului. În cabina la tractorului. Volan în timp ce mergea. Deci nu există mai tare ca asta. Hai, ne mură și pe mine! Coño! I-am dat să zacă. I-am dat să-l spăl de nu s-a spălat el niciodată în viața lui. Cum l-am spălat eu cu furtunul ăla de pompieri? N-are mai ce să mai dea. Apucă de el că e greu. Păi nu-mi poți că e prins de roată. S-a ofticat, a dat cu praștia. Eu cu apă, el cu praștia. Ce faci, Leșca, mu? Ce-i cu tine? Ia-o. Ce, ți s-a rupt apa iar? Ți s-a rupt apa iar, bă, nebunule! Fugi, Gogule! Bre! Nu mai da, să mă arăt dacă doare rău, auzi? Doare rău, nu mai da, că doare rău, auzi? Nu mai da, nebunule, nu mai da, că doare rău! A încercat să-ți ia și ăla după furtunul, aia. Furtunul, da, a încercat să-mi ia furtunul. I-a zis lui ăla, lasă-l un pic să zică că nu mai avem apă. Pur, nu mai avem apă. A venit de ou, iar am dat drumul la apă, iar l-am fugărit. Și, dă-i! Ucide! Ce-ai făcut, băițe? Și ce bine că m-a răcorit! Păi cine era? Gata, nu mai dai! Da, foarte bine, bă. Nu, mamă, ce bine asta. Eu am lăsat geamul. Nu, că eu știam că e geamul deschis. Știam că ai furtunul, că și mie mi-a zis de apă. Asta, cea mai tare. Și lui îi spusese de apă. Nu știa de el, nu știa ce e la acolo. Habar n-avea. Nu mai știe ce să zică. Când i-o dăm atât de tare și îl prindem atât de tare, nu mai știe ce să zică să se scoată. Eu am credut că mă bagă apa pe mine. Ești drău, mă! Mă, frate, stai puțin! Băi, să te duci în Dominicană, nu ai venit, mă! Am zis că erai pe mine, chema că vrei! Și norocul tău! Uite! De fapt, Liviu se repezise să lude pe Neam Mărin, care venea cu praștia alergând spre noi. Și i-a făcut efectiv un placaj, au sărit amândoi pe furtun, de avea impresia că e mare. Au descoperit marele lingou de aur pe care caută toată planeta de 10.000 de ani. Ești tu, mă, frate, stai puțin, mai! Ia cu tine la mine! Vezi, b***le, nu te mai băga, că îl ardeam acolo, era exact lângă mine. Da, scuze, serios, scuze. Fratello, îmi pare rău că te-a superat și am so sorry.